Plantele cu proprietăți psihedelice au fost folosite încă din antichitate și au reprezentat o parte semnificativă a practicilor spirituale și religioase. Culturile precum cea greacă sau romană recurgeau la aceste substanțe pentru a atinge stări de transcendență și pentru a facilita experiențe mistice. Discutăm despre acest subiect interesant cu Sorin Lucaci, psiholog și coordonatorul de evenimente ale editurii Herald, și Grig Oprea, explorator spiritual, realizator TV. Bine v-am găsit și la mulți ani! Mulțumim. La mulți ani, la mulți ani, și mulțumim mult de invitație. Dar ce subiect interesant, pentru că așa, tot de la început de an. De la început de an, așa, pentru că am tot auzit, da, și deja devine din ce în ce mai cunoscut acest subiect, da, cu folosirea plantelor pentru a atinge tot felul de stări, pentru a accesa niște nivele înalte, nu, ale conștiinței. Și semn că nu e nimic nou sub soare, da, că aceste lucruri existau încă din cele mai vechi timpuri, da? Exact. Ăsta e și motivul pentru care am venit alături de doamna Grig Oprea. Dânsa a citit cartea. Aș vrea să spun doar atât. Această superbă carte, Cheia Nemuririi, istoria secretă a religiei fără nume, de Brian Murărescu, a apărut chiar cu câteva zile înainte de târgul de carte Gaudeamus, unde a și fost lansată. Este o carte cu un subiect, aș spune, controversat, da? Pentru că, iată, vorbim despre substanțe psihoactive, psihotrope, care, de fapt, așa cum spune Brian Murărescu în carte, și nu numai în această carte, aș aminti o altă carte care a apărut imediat la câteva zile după aceasta, este vorba despre Cunoașterea Sacră, ajută astăzi în ceea ce înseamnă partea aceasta de terapie medicală, și de, da. Medicală, da. De psihoterapie. Iar el vorbește, pentru că aduce foarte multe dovezi după 12 ani, dacă nu mă înșel, 12 ani de cercetare în vreo 6-7 țări, inclusiv în arhivele Vaticanului, lucru care spune mult, a făcut o documentare foarte minuțioasă despre ceea ce se întâmpla, să spunem, în ritualurile, în ceremoniile sacre de la Eleusis. Da, hai să-i spunem Eleusis ca locație, leagănul civilizației, la vremea respectivă, înaintea creștinismului, leagănul civilizației occidentale. Și da, este o carte care merită citită. Dar cum erau celebrele oracole, nu? Exact, nu, da, în antichitate, da? Și aș începe, ca să-i dăm suficient timp doamnei Grig Oprea să ne povestească cheia sau perspectiva în care dânsa a citit această carte, fiind la bază fizician. Aș începe cu un citat frumos care deschide, practic, această carte și pe care îl găsim la mănăstirea Sfântul Pavel de la Muntele Athos. Dacă nu ai murit înainte de a muri, nu vei muri atunci când vei muri. Dacă ai murit înainte. Dacă ai murit înainte de a muri, da, să spunem, da. Fizic, da. Da? Dacă ai scos, aș spune eu, aș explica tot ego-ul, tot eul din tine, da? Nu vei mai muri atunci când practic vei muri fizic. Așa că, doamna Grig Oprea? Sunt la minge. Da. Sunt atât de multe lucruri de spus, este o carte atât de complexă, care îți deschide atâtea fronturi, încât sigur nu ne ajunge emisiunea noastră, dar cine știe, poate ne mai facem un pic de teasing, poate așa. Mă invit și eu la mine. Drag. În esență, poate că vi se pare că e dur ce spun, dar este o carte despre putere, este o carte despre războaiele pentru putere, care se dau, iată, pe toate planurile. Mie mi-a deschis un nou front, după ce eu eram obsedată în anii aceștia, și s-a dovedit că aveam dreptate, eram în tabăra celor care, iată, din păcate aveau dreptate, după ce am văzut cât de multe se mint, după cât am văzut cât de multe se mistifică. Albul e negru, negrul e alb, societatea își permite să spună explicit că suntem într-o eră a post-adevărului, deci hai să mințim de șanțat pe față. Uitați, la domeniul ăsta nu m-aș fi gândit că și aici avem un substitut al autenticului. În esență, cartea lui Brian spune un singur lucru, dar îl spune extraordinar de frumos și de complex. Este foarte, foarte probabil ca ceea ce ni se servește nouă la servește, ceea ce ni se împarte fiecăruia dintre noi, dacă suntem vrednici, dacă ne-am spovedit, dacă avem dezlegare spre împărtășanie, ceea ce ni se dă nouă acolo, Sfânta Euharistie, e doar, cum să spun, un simbol care amintește ceea ce li se dădea sau ceea ce își luau vechii creștini, când voiau să aibă
o experiență directă, nemijlocită a sacrului. Da? A cărui sacru? O cale mai scurtă, da? Păi, a sacrului care nu este undeva afară, pe, cum zic eu mereu, pe norișorul da, numărul 7. Te uiți în cer și e acolo, e nu? E sacrul din tine. Hmm? Ei, grație acestor substanțe din ciuperci, din plante, din tot felul și nu numai, accesau zone ale conștiinței lor, care în mod normal nu le sunt, nu ne sunt nici nouă, accesibile. Trebuie să faci ceva care să practică ca să te duci să acolo. Da, exact. Da. Și nu știu cât de lungă poate să fie luarea mea de cuvânt, aș vrea să mai adaug un lucru. Nu ne grăbim. Nu ne grăbim, da. Avem tot timpul din lume. Mulțumesc. Atunci aș vrea aici să mai spun. Timpul se dilată. Aș vrea să spun, chimistul din mine e atent că este incredibil următorul fapt. Vorbesc acum special despre planta ayahuasca, o plantă despre care s-a scris mult. Se știe despre ceremoniile da, nu era care cunoscută. Se fac, da? Da. Se fac călătorii în continuare, în junglă, cu șamani. Ce m-a uimit pe mine a fost următorul detaliu. Faptul că cine ia ayahuasca pur și simplu, de exemplu pentru că nu știe altfel, sau o face de capul lui, nu într-un cadrul unui ritual, o să fie foarte dezamăgit. De ce? Pentru că stomacelul nostru secretă acid clorhidric, știm cu toții, care are o consecință asupra, un efect asupra ayahuascăi. Îi neutralizează acea substanță. Da. Și numai când este combinată în fiertura aceea o altă plantă, psilocibina, este adusă dintr-un loc unde ea niciodată nu ai putea să o bănuiești ca fiind, cum să spun, complementară ayahuasca. Ea este la mama naibii, într-o junglă plină de 150.000 de plante și aproximativ și copaci. Cu siguranță cei de acolo știu unde să o găsească și să facă cu ea. Eu stau și mă întreb, cum aveau oamenii această cunoaștere? Că doar n-au testat toate combinațiile de plante și de 150.000 luate câte două. Că le trebuiau, în primul rând, că ar fi murit toți. Deci ăsta e un lucru demn de remarcat. Da. Au avut de undeva o cunoaștere că numai în prezența acelei plante se inhibă acidul clorhidric. Deci rămâne activ așa. Da, uite, apropo de asta, că tot vreau să povestim că se mistifică sau se înconjoară așa de tot felul de mituri și de lucruri, toate aceste ceremonii cu aceste plante. Ba că sunt periculoase, ba că îți fac rău, ba că nu trebuie să încerci nu știu cum. Permise nu sunt la noi în țară, din câte știu. Nu sunt permise, dar lumea se duce și face astfel de ceremonii, se duc din ce în ce mai mulți. Că trebuie să ai anumită stare când te duci acolo, o anumită cunoaștere, o pregătire, adică nu te duci oricum, adică probabil că unul care nu are practică nu o să înțeleagă, mă gândesc, sau nu o să simtă aceleași lucruri pe care le simt cei care, să zicem, sunt inițiați în lucrul ăsta, adică cum te duci acolo, cu ce cunoaștere te duci, nu? În orice caz, faptul că oamenii care vor să treacă printr-o astfel de experiență trăiesc, iată, zone în mod normal mai puțin accesibile ale conștiinței, deci zone de frecvență pe care creierul emite și recepționează, că despre asta e vorba. E vorba despre niște registre de frecvență. Lucrul acesta stă în mijlocul discuției noastre, pentru că în frecvența cotidiană, în frecvența noastră de prezență trează, conștientă, alertă, productivă, cum suntem aici toți, la birou, încercăm să calculăm ceva, să obținem ceva, n-ai cum să obții. Nu e o stare prielnică. E prielnică pentru eficiență, pentru productivitate. Ei, trebuie să privim această accesare directă a sacrului ca pe un pericol, ca pe o mare concurență pentru biserică, pentru că în primele secole biserica vedea că oamenii aceștia, fără să aibă nevoie de instituția numită biserică, îl accesau direct. Pe cine? Pe sacrul, din ei și din afara lor. De ce din ei? Pentru că dimetiltriptamina, vreau să nu uit să spun, o fie interzisă, dar vedeți, e ușor absurd, pentru că ea este un drog secretat de farmacia interioară, de creierul nostru. Deci noi îi interzicem ingerarea ei din exterior, dar în interior noi oricum o producem. Și oricum accesăm aceste stări neobișnuite. Ei, și imaginați-vă, eu credeam până recent că motivul principal pentru care zeloasă Inchiziția Bisericii Catolice ardea pe rug femeile
Eu credeam că se datora faptului că ele aveau o prea multă, prea bună cunoaștere a plantelor, în sensul... Și întotdeauna femeile au fost nu cunoscute ca fiind nu vindecătoare. Întotdeauna era o femeie înțeleaptă acolo, care știa ce decocturi să facă, ce infuzii, ce plante să folosească. Și dacă în vremuri de dificultăți economice, că or fi fost multe de-a lungul istoriei, o tânără femeie nu voia să toarne la plozi, poate pentru că nu și-i putea permite, poate pentru că se ducea la o astfel de înțeleaptă și aceea spunea, lasă că îți dau eu o fiertură și eu acolo timp de trei ani nu rămâi însărcinată. Da. Și biserica avea însă mereu nevoie de forță de muncă, pentru că știți că erau ca niște sclavi pe plantație, nu îi plăteau nimic bisericii. Și eu am crezut că ăsta a fost motivul principal. Iată că o fi fost acesta și acesta un motiv, dar acum descoper concurența asta acerbă la Sfânta Euharistie, care, așa cum este ea practicată acum, nu vreau să super pe nimeni, dar nu duce la astfel de trăiri năvalnice, trăiri impetuase, de nemai uitat. Și atunci, femeile acelea care își făceau biserica acasă, ca să zic așa, și trăiau aceste lucruri în bucătăria lor privată, în umila lor casă, împreună cu alții, femeile acelea trebuiau oprite și n-a fost suficient să fie oprite. A trebuit să fie făcute să dispară de pe fața pământului. Totuși ele n-au dispărut. A rămas gnoza, a rămas cunoașterea, care tot așa, prin foc și sabia, a fost trecută aici, la noi, în Europa. Nu vrem să ne mai amintim cu câtă cruzime au fost tratați cei care știau, ca nu care cumva să mai știe. Da? Așa este. Cunoașterea e un mare pericol. Să fim prostuți, să fim ignoranți și în frică să fim ținuți ca să se facă orice cu noi. Și închei spunând acum, după cartea asta, mi-am dat seama că din totdeauna războaiele au fost războaie pentru putere, desigur, dar care își disputau conștiința noastră, stările în care ne ducem sau stările în care suntem menținuți acolo, așa, prostuți. Și cruciadele, până la urmă. Da, cruciadele, bineînțeles. Totul. Da, pentru posesiuni și pentru puterea asupra noastră. Am vorbit cam mult, dar mi-a făcut plăcere. Nu, mai avem, cum să nu, mai avem de vorbă. Da, mai am și eu de spus. Da, chiar vă rog să-mi spuneți ce ați mai povestit și ce ați mai descoperit acolo în paginile cărților. Și să ne gândim, uite, să ne întoarcem un pic la Antichitate, nu? La Egiptul antic, la Grecia antică, da? La Roma antică, pentru că știm de acele ritualuri de oracole, cum ziceam, că se foloseau plante, veneau niște mesaje de undeva, poate că îi și ajutau pe cuceritori să devină, nu știu, învingători în războaiele pe care le purtau, da? Și totul, da, se făcea acolo, printre aburii aceia mistici, nu? Despre asta probabil se povestește în carte. E celebra Kikeon, nu? Eu zic Kukeon, da? Mă rog. Așa. Nu am fost alături de ei, așa că poate că aveți dreptate. Da. Știți, eu am o pasiune așa pentru această idee, de-aia și cred că m-a ales domnul Lucaci, care are atâția oameni cu care ar putea să discute despre această carte și o și face, dar știe că am așa o flacără în mine pentru această, nu idee, ci această dovedită deja teză, că noi nu murim când murim. Și atunci mă tot gândeam așa, zburdând eu pe pajiștile acestei pasiuni private a mea, mă tot gândeam, domnule, noi aici suntem tot cam dacii, suntem uilor lor, suntem strănepoților lor. Cumva, dacă te mai uiți și la foarte sobri cercetători ai reîncarnării, sigur că e interzis să vorbești despre asta, face parte tot din jocurile de putere, dar când te uiți și către Ian Stevenson, Jim Tucker și mulți alții, că sunt destui care au studiat reîncarnarea, te gândești, măi, noi suntem strămoșii noștri dacii, căci sufletele au obiceiul să se reîncarneze să în același, uneori nu, în același cercuri cumva, de multe ori este familiar. Da. Și mă gândeam, iată ce curaj aveau strămoșii noștri, că acum nu li se mai zice daci, li se zice traci, whatever. Cei din care noi ne tragem, din spațiul ăsta mirific, carpato-dunărean, care are ceva, ceva ce trebuie să fie stârpit din memoria noastră, se pare, și s-a cam reușit lucrul ăsta, din păcate, strămoșii noștri daci se duceau cu un curaj extraordinar, ai zice inconștient, către moarte. Și citind cartea lui Murărescu, de unde ori fi părinții lui, de-l cheamă pe el așa, mă gândeam că și ele tot un pui de dac ceva, trac, e de-al nostru,
Și mă gândeam, domnule, nu cumva și dacii, că Bacchus se pare că de, păi pe, de pe aici era, păi nu? Da, de pe aici. Ce vișoare avem noi pe toate laturile arcului carpatic, și pe interior și pe exterior. Poate că și dacii nu beau un simplu vin, poate că și ei puneau acolo diverse, pentru că era o cunoaștere care se transmitea, nu exista o graniță dincolo de care să nu fie voie. Și asta mă gândeam, poate că într-adevăr e o cale de a accede. Hai mai vorbiți și dumneavoastră, că uite, mai am ceva. Chiar vreau să povestesc despre cunoașterea asta care se accede tocmai în stările astea alterate de conștiință. Tocmai și de să le explicăm extinse, conștiință extinsă, alterat, nu să le explicăm. Poate da, așa modificat, se spune, da. Așa, de fapt, modificată sau etimologic, eu cred că acest alterat vine de la alterus, de la altfel. Dar noi când auzim că e alterat un pește, nu îl mai mâncăm. Aici conștiință extinsă, da? De ce cumva cunoașterea asta este accesibilă doar în cadrul conștiinței extinse, da? Adică de ce trebuie să ajungem la acest nivel? De ce nu putem să funcționăm fix așa cum funcționăm noi pe undele astea, da? Poți să spun eu? Cum să nu? Da. Prima bagă sunt. Da, cel mai silitor elev. Vedeți, noi trăim fără să ne prea dăm seama că nu avem timp să ne gândim la asta, ni se par niște filozofii sterile, dar nu sunt. Noi trăim permanent, vreau să spun, și în acea parte din existența noastră numită viață, și în partea cealaltă, tot a existenței noastre, numită viața dintre vieți, noi trăim în două registre, precum în experimentul acela renumit al Fantei Duble, se dovedește că fotonii sunt și particulă și undă. Cum? În același timp. Da. Una din teorii este că, mă rog, sunt multe variațiuni, să nu credeți că fizicienii au căzut la vreun consens, dar sunt tot mai multe teorii și una este că sunt o undă pe care se poartă și o particulă. În fine, nu vreau să intrăm acum în detalii, dar ideea este că dacă noi suntem în corp, suntem destul de preocupați și absorbiți, distrași, aș spune, de faptul că suntem corp, corpuscul în fizică. Nu suntem conștienți că suntem și undă de informație în același timp, dar dacă n-am fi, cum s-ar explica atâtea fenomene băgate sub preș, fără nicio jenă, de știința doctrinară și ridicolă a vremurilor noastre, care nu e știință și este o dogmă, materialismul este o dogmă, a devenit deja o dogmă penibilă, pentru că materialismul spune ce telepatie nu există, se numește anomalie, o băgăm sub preș, ce precogniție, o băgăm sub preș, între timp preșul ăla geme, nu mai poți să calci pe el, și din toate acele anomalii se naște o nouă poveste, care în sine devine coerentă. Deci, în momentul în care înțelegi că, așa cum se spune în basme, există două tărâmuri, un tărâm în care suntem în flacoanele astea de carne și alt tărâm, și în același timp suntem și în afara lor, conștiința nu e aici în cap, cum se tot cu disperare se încearcă, unde, în ce parte a creierului se produce conștiința? Știi? Nicăieri. Ea trece pe aici cum trec undele dumneavoastră radio sau TV, și nu se produc în televizor, nu se produc în spatele ecranului. Ei, când murim, noi nu murim, pentru că, exact cum spune și Murărescu, ne ducem în starea aceea de a fi doar câmp informațional. Energie. E foarte bine să ne pregătim. Și au fost atâtea mărturii, atâtea discuții despre oameni care s-au întors din moarte clinică. Și toți, cumva, ca un făcut, că nu poate fi o coincidență, nu? Să vorbească toți despre același tip de experiență. Exact, da? Exact. Deci asta chiar este. Nu cred eu că omul din Statele Unite sau din Panama sau de unde o fi fost, din Cuba, din așa, cu diverse grade de cunoaștere, exact, cu diverse convingeri, poate discuta despre acea, să zicem, lumină, da? Acel tunel, să zicem, prin care toată lumea trece, acea lumină mare, acele fascicule, poate, de lumină, bile energetice, cum vreți voi să le spunem, se întorc la lumina asta din care cumva izvorâm toți. Adică universal. Despre asta este vorba. Da, ne resorbim în lumina necreată. Ne întoarcem la lumina din care suntem. Da. Suntem particule de energie. Da. Și în momentul în care, așa cum spuneați, noi depășim limitele astea înguste ale stării numită beta, asta în care funcționăm și nu prea ne gândim la alte minunății, și ne ducem, iată, când suntem pe punctul de a picoti ca să adormim, așa, în alfa. Da. Sunt anumite frecvențe. Apoi în teta, unde suntem, în alfa suntem deschiși spre a învăța, în teta suntem ușor de vindecat, în delta
hei, trebuie să fim atenți, e somnul profund fără vise în care noi explorăm o zonă foarte aproape de moarte, că acolo frecvența se duce foarte aproape de zero. Voiam să vă spun că am descoperit, nu are legătură directă cu ce facem aici, dar am descoperit că limitele astea, domeniul de frecvență, nu știu, între 3 și 7, între 7 și 14 herți, da, adică oscilații pe secundă, 30, peste 30, există și gamma. În fine, ce vreau să spun este că așa cum avem șirul lui Fibonacci, acela pe care îl știe toată lumea, 0, 1, încă 1 și pe urmă 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. E simplu de tricotat. Și în codul lui Da Vinci, al lui Da, și e peste tot acest Fibonacci. Mai există astfel de șiruri care sunt un pic mai profunde și ce vreau să spun era că limitele frecvențelor acestora se încadrează într-un astfel de șir, dar nu face obiectul discuției noastre, însă este magic cum totul este sub control, totul e matematică. Dacă dai un pic la o parte, iar aceste stări de conștiință sunt sigură că ne-au fost lăsate ca să ne familiarizăm cu faptul că suntem sacri și nemuritori. Decât că noi nu prea facem, ne-a captivat complet ecranul, da, și suntem complet, materia. Da, suntem complet focusați pe cu totul și cu totul altceva și foarte puțini sunt cei care trag așa cortina și se uită. Dar criza pe care o trăim acum, care este clară, adică trebuie să fii foarte naiv sau foarte negaționist ca să nu recunoști că ne aflăm noi, omenirea, într-o criză extrem de periculoasă. Merge până la a ne poziționa în pragul extinției. Am fi prima specie atât de inteligentă încât să se autoradă de pe fața Pământului. Da. Să știți că acum mă gândesc permanent că totul are valențe spirituale. Criza în care ne aflăm nu ne dă decât o singură șansă. Ori ne băgăm mințile în cap, înțelegând că materia e doar o carapace, o iluzie, un înveliș. Ne ajută să navigăm așa, da, nu? Da. Și ne reîntoarcem la sacru. Cum? Conștientizându-l, comunicând, punându-ne la dispoziția lui. Da. Sunt atâtea feluri, exact. Normal. Dar nu poți să trăiești toată viața ca un purceluș flămând după hrană, mai multă hrană și mai multă hrană, mai multe excursii, mai multe mașini, mai multe vile. Mai ridică și ochii spre soare, nu? Și cam când mori, zice, și nu? Când mori, ești disperat. Oare am uitat ceva, am omis ceva? Da, ceva grav. Pentru că dacă vrei să nu mori atunci când mori, să nu mori de frică, în primul rând, atunci când mori, e bine să sondezi moartea cât ești în viață, cât ești încă într-o stare oarecum ok, cum o poți sonda? Păi nu încurajez pe nimeni să încalce legea, dar iată, luând anumite substanțe, controlat, dozat, în țări în care e permis, eu nu iau așa ceva, așa că nu sunt promotorul, dar e bine măcar să citești sau să, tot controlat, să faci o experiență de ieșire din corp. Lucrurile astea nu mai au voie să fie intitulate bau-bau, tabu. Sefem. A venit vremea să ne pregătim. S-ar putea ca Dumnezeu să vrea să ne facă foarte curând să experimentăm ce înseamnă să trăim fără corp. Foarte interesantă discuția noastră. E o speculație asta, dar cine știe? Cine știe gura păcătosului? Mulțumesc tare mult pentru discuție. A fost minunat. Mulțumim pentru recomandare, da, Sorin. Chiar este o carte care merită foarte citit, mult. E de citit. O să ne deschid așa mințile. Probabil o să fie nevoie să... Mai prezentați o dată, când o arătăm, să faceți așa frumos. Da, să mai revenim asupra ei, că nu cred că se citește așa și se închide și se lasă acolo pe raft. Nu, asemenea este genul carte, este genul de carte care... Îți iei niște postituri, îți iei un creion și începi și să scrii acolo, da? Și scrii sau cum are doamna Grigoprea, îți iei niște foi A4 și începi să faci tot felul de adnotări și de sublinieri. Cheia nemuririi, istoria secretă a religiei fără nume, de Brian Morărescu. Mulțumim tare mult, a fost o plăcere și vă mai aștept cu drag aici, între prieteni. Mulțumesc frumos! Iar acum, dragilor, facem o călătorie până în Norvegia. Dacă nu ați apucat să o vizitați, atunci luați aminte la următorul material semnat de Mihai Popa. Ce ne va arăta cea mai frumoasă cascadă din Norvegia.